Vasile Barbu, care a tras să ajungă la această conferință, este președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Bună ziua! Da, trebuie să recunosc că am vrea să am o normalitate de viteza mamă și în Rusia a fost un prieten de-al meu, dar chiar am avut această viteză la acest fapt. Îmi cer scuze că am venit în final, dar văd că n-am dat așa și așa lucrurilor, sunt amins la antrenare pentru mine. Eu sunt președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților de mai bine de 5 ani, iată. Toată această perioadă, chiar dacă în primii ani au fost mai puține solicitări pentru că lumea era informată că există, trebuie să vă spun, vă dau o statistică din societate și să mai devreme. În 2011 am avut 731 de sesizări cu susținere de malpraxis. Deci, noi avem mii de sesizări pe alte probleme, pe alte nemulțumiri, pe încălcarea drepturilor pacienților, sesizări legate de accesul la servicii de sănătate, informații medicale și mai departe, sau informații de orientare a pacientului existent. Dar pe instituțiunile de malpraxis am avut în 2011 731, în 2012 916. Deci, iată, oamenii erau nemulțumiți, acuzau medicul, dar nu numai medicul. Este și asistența medicală, există și instituția medicală. Vă spun un cabinet medical, vă spun un vas de spital, practic, din 731 de 2011, 17 au ajuns în instanțe sau la pachet, da? Pentru că pacienții au dorit acest lucru, și 714 le-am mediat noi. Prin informarea pacientului, medierea nu s-a făcut la și mă bucur că iată nu știu cum se vizează la este cât de cât a făcut ca această profesie să o facă funcționa. Iar restul, 5714 pe domnul le-am mediat noi. Cum? Îmi explica pacientul, l-am informat că nu este vina medicului acolo unde noi am constatat și i-am venit, am venit cu argumente și l-am convins pe pacient sau pe vaccinatorul pacientului și a renunțat. Alteori am mers de mine pur și simplu cu pacientul la medic și am discutat sau la asistenta medicală sau la managerul spitalului și am discutat și s-a înțeles, s-a mers de a cere scuze până în a-l sprijini mai departe pe pacient pentru a beneficia de o recuperare sau de un serviciu medical de calitate cu care să spunem, să înlăture acea suspiciune sau acel conflict între medici, respectiv unitatea medicală respectivă. Deci, iată, s-a putut și se poate și rolul medierii este foarte important. Gândiți-vă, acești oameni, foarte mulți dintre ei au operat și la presă. Imaginea medicului sau în presul medical a fost, ce să vă spun, chiar cărtelită. Și pentru nimic, de fapt, în foarte multe dintre cazuri. Ne ducem să reflecte medicii. Dar vreau să fac o intervenim fără să existe o cauză și să existe un motiv. De multe ori pacientul are impresia că medicul este Dumnezeu, că el chiar poate să facă ceva și pacientul nu ține cont că depinde de sănătatea, recuperarea lui, de care depinde și de el. De multe ori pacientul nu respectă indicația medicului, nu respectă procedura, sau boala are diverse direcții în care vrea și atunci medicul nu mai poate controla. Nu poți să-l întâlnești pe medic pentru că este o limită. Câteodată mai existat și accidente, iată, în timpul actelor chirurgicale, sunt accidente efectiv greu, de multe ori de înlăturat. Sunt diverse, pacientul nu e același, sunt diverse boli, diversi pacienți și de multe ori diverse condiții de lucru în care medicul lucrează sau unitatea medicală, cu cum are medicul în urmă, în urmă, sanitare, se fac foarte multe compromisuri, medicul e mamă, dar avea calea cea mai favorabilă pentru pacient, dar s-ar putea pacientul să fie nemulțumit pentru faptul medical și de calitate, eu vreau acolo să fie la standard, dar cu ce? Deci iată, de aici au apărut astfel de conflicte și era necesară intervenția pentru informarea pacientului
reflectarea lui în ceea ce privește condițiile de sănătate din România și, de asemenea, a fost necesare chiar și știți, să vă spun, și educarea asistentă medicală și medicului, în ceea ce este reflectarea drepturilor pacientului și în ceea ce este relația că foarte mulți medici, trebuie să recunoaștem, nu au un dialog, nu au o comunicare foarte bună cu pacientul. Și aici, iară, să spunem, le dăm o circunstanță atenuantă pentru că timpul nu este suficient. Medicul nu are la îndemână un om de comunicare în spital, pentru că în modul nostru există un om care să se ocupe de comunicare, trebuie să fie un psiholog, sociologi și de asemenea. Nu prea sunt spitale care să ajute acest proces să spună și iată, apar conflicte, dar toate neînțelegerilor, dar toate mulțumiri reale de fapt ale pacientului, dar cauza reală nu este neapărat medicul sau chiar dacă este acest conflict poate fi mediat, acest conflict poate fi adus încât el să se limiteze doar în relația medic-pacient sau pacient-unitatea medicală. Deci iată rolul medierii. Ne scutește de foarte mulți bani. Deci, uitați-vă, dacă toate aceste cazuri de malpraxis, 731 de 2011, 916 de 2012, dacă astea ajungeau la poliție, dacă ajungeau în instanțe, dacă ajungeau, să spunem, în fața la avocat, asistență juridică, cât costa, cât era deci, iată, cât de importantă este medierea și cât este importantă și economia asta, dacă vreți, și de timp și de, mai ales este un lucru foarte important, mediatorul poate, de exemplu, actul de vedere, poate observa că pacientul pentru a pune minte să proveze și din ce facă schimb cu medicul și pacientul fac schimb de argumente, de probe chiar undeva. Aceste probe sunt foarte importante, aceste informații sunt foarte importante pentru că iată se întâmplă un fenomen acum. Sunt pacienți care apelează direct la colegiul medicilor, da? Sunt dosare foarte multe, poate continua. Câte dosare sunt la colegiul medicilor, numai la București, sunt foarte multe, dar în toată țara, poliștiile acelea funcționează zile, dar funcționează de cel mai multe ori aproape voluntar și nu pot să soluționeze atât de multe dosare. Practic, dacă pacientul se adresează colegiului medicilor, colegiul medicilor are o durată de timp de soluționare a dosarului. Vreau să mă credeți că aveam pacienți care au spus că abia după 2 ani au primit un răspuns. Da? Dar acum, noastră știți foarte bine că există prescripția faptei, există dispariția probelor. Cum rezolvăm? Deci pacientul se trezește după un an, după 2, că are dreptate el. Medicul a comis un act de malpraxis sau unitatea medicală. Păi, unde mai sunt probele atunci? Unde, de fapt, deja de multe ori s-a prescris. S-a prescris de multe ori și dreptul de a acționa mai departe în instanță sau, mă rog, alte instituții. Deci, iată ce rol important ar avea medierea, pentru că cu această ocazie pacientul este informat care sunt căi. Vor să înțeleg, ori dacă nu, pacientul este informat să se adreseze avocatului. Și subliniez avocatului, pentru că este necesar să se administreze probe, este necesară apărarea de data aceasta, atât a pacientului, cât și a medicului. Da? Pentru că trebuie să ținem cont că trebuie să fim corecți și de parte și de cealaltă nivel de apărare și atunci începe deja securizarea probelor, începe această luptă ca fiecare să-și apere interesele. A face apel doar la colegiul medicilor nu rezolvă problema pacientului. În plus de alta, colegiul medicilor, conform statutului său, nu apără interesul pacientului, decât prin așa, tangențial, nici nu poate. Din contră, scrie foarte clar, apără interesele medicului. Atunci, pacientul nu cine mai este apărat. Asiguratorul nu are niciun interes să constate că este o vină a medicului, pentru că automat el va trebui să plătească. Deci, iată, intervenția asiguratorului deja nu l-a dat pe pacient. Și pacientul se trezește că sunt două forțe care acționează asupra lui în apărare, dar iar pacientul rămâne singur și pe el nu-l apără nimeni. Deci, iată în ce situație ne aflăm acum. Eu sper că legea, putarea legea,
sesiune care urma să se intre în dezbatere, am vorbit chiar ieri cu Ministrul Sănătății, la Brașov, am întâlnit și am discutat, ne-am promis că în următoarea perioadă, chiar de săptămâna ce urmează, vor intra în posesia primelor teste, chiar aici reprezentantul Ministerului Sănătății ne-a confirmat că acest lucru, el cu voi urmează să ne întâlnim, să vedem textul. Eu insist și am spus la bun început că la dezbaterea acestei legi, mediatorul trebuie să fie prezent. Expertul în mediere trebuie să fie prezent la dezbaterea acestei legi, pentru că avem nevoie ca prevederea legală, dar nu numai prevederea legală, ci cea secundară, actele normative, să fie făcute în consultarea noastră a tuturor, adică să fie pacient, mediator, avocat, medic, instituție medicală, organisme funcționale, da? Că aici există și posibilitatea organismului profesional din colegiul medicilor sau colegiul medicilor sau oameni în cazul asistentelor medicale, dar există și asociații profesionale medicale care sunt interesate în dezbaterea acestei legi, pentru că și ele apără și din punct de vedere științific praxisul medical și limitele. De aceea, praxisul medical trebuie foarte corect prin punct de lege, pentru că, așa cum spuneam, medicul nu este Dumnezeu, dar nu putem transforma pe medic într-un ceas elvețian sau într-un robot, da? Și dăm vina pe el, chiar, da? Și nu știm să definim foarte bine accidentul, întâmplarea sau situația, condițiile, deci de aceea este necesar să participe pe lângă organismul profesional, să participe și organizația, asociația profesională a medicilor. De asemenea, asociațiile de pacienți, avem și asociații de pacienți care, cum suntem noi, pentru apărarea drepturilor pacienților în general, dar sunt și asociații de pacienți specializate pe patologii și acelea au expertiza lor legată de anumite întâmplări, de anumite, să spunem, drepturi specifice, patologie respective pentru pacienți. Și atunci trebuie să fim prezenți cu toții. Deci, iată ce important este ca legea și, de asemenea, am omis asiguratorul. Este foarte important. Asiguratorul este cel care ne preia riscul financiar în caz de malpraxis, o parte și cealaltă. Deci este iară un actor foarte, foarte important în această direcție. Trebuie definit accesul, modul cum se face, să spunem, asigurarea. Acum ne-am trezit cu o situație care ne-a nemulțumit. Colegiul Mediu Național al Mediciilor a încheiat protocol cu o asociație, cu o companie de asigurare de malpraxis, cu scopul de a reduce, să spunem, asigurarea. Da, dar iată că noi, ca pacienți, unde ne mai aflăm? Dacă ei încheie un parteneriat, noi ce facem? Nu cumva e un conflict de interese aici? Nu cumva ne pasează pe noi într-o zonă în care ne face să nu avem încredere în asiguratul? Noi suntem beneficiarul, în caz de malpraxis, al despăgubirii date de asigurator. Dacă el este de partea celuilalt, și care, cum mai suntem noi. De aceea legea trebuie să fie foarte bine folosită, de aceea tocmai dumneavoastră mediatorii sunteți pentru noi pacienții, dar și pentru medici, sunteți cei mai importanți. Acum apropiam de situația în care pacientul este păgubit, trebuie să vă spun că există situații în care medicul este păgubit de pacient, în caz de suspiciune de malpraxis. Iată, avem dosarul Ursu, doctor Ursu, foarte bine cunoscut, atâția ani, care a rămas definitiv 500 de mii de euro de spăgubire pentru un pacient care a fost al nostru inițial, deci a apelat la noi să-l ajutăm, am așteptat cu toată asistența, a intrat dosarul în instanță, pe parcurs noi ne-am dat seama că este vorba de o șelătorie, deci a fost vorba de un accident într-un proces operator, destul de complicat și inovativ, operația a fost de succes, deci chiar a reușit operația, da? Dar ne-am trezit că pacientul a minat, dacă vreți afecțiunea mai departe, că fratele de lui este medic. Și a fost foarte corect, foarte bine învățat cum să procedeze. Aflați că până a primit și pensie de invaliditate, noi acum de curând am reușit împreună cu un post de televiziune și împreună cu mai mulți avocați, am reușit să demonstrăm față de comisiile de evaluare a capacității
și în comisiile de în comisiile de persoane cu handicap am reușit să demonstrăm că persoana respectivă nu este validă. Am filmat cu camera ascunsă, l-am prins că este valid, el merge, este bine mersi. Da? Nu este o persoană care avea nevoie de însoțitor. Deci, iată, noi de data asta ne-am implicat pentru că ne-a interesat soarta acestui medic, pentru că el a ajutat sute de pacienți până acum pe boli grave, cunoscuți-vă, oameni care rămâneau în condiții toată viața, pe acest om ne-a salvat. Deci am fost solidar cu medicul. Și iată, aici, nici pe medic nu se pune să-l apere. Deja instanța a stabilit hotărât definitiv că trebuie să plătească această sumă. Da? Pentru că acel om a reușit, da, să păcălească instanța, să păcălească parchetul, să păcălească pe toată lumea. Acum căutăm o soluție să-l apărăm pe medic, să anulăm toate aceste acte, ceea ce cu toate procedurile nu se mai poate. Justiția la noi nu știți foarte bine pe dreptul sănătății, nici apărătorii, nici avocații nu sunt la înălțime, dar cel mai grav instanțele și procurorii. Deci asistăm la situații de neîncepere a urmării penale doar pe partea instituției Colegiului Medicilor. Ceea ce acela nu este un act care să se vrească, nu este un act judiciar, este acuză judiciară, este un act corect făcut de Colegiul Medicilor, care este făcut pe limitele, pe competențele pe care le are acea comisie. Deci, iată cu ce ne confruntăm. De aceea, rolul dumneavoastră al mediatorilor, în cazul de astea, este extraordinar de important, pentru că dumneavoastră veți echilibra chiar la facerea legii, dacă vreți. Și nu este interesat să fiți prezenți și activi și corecți în abordarea echilibrată a acestui act normativ. Să nu fie tăgubit nici pacientul, nici medicul, cu prevederi care să fie de eu știu, obiective, dar să fie pe un fond subiectiv. Adică să-i cerem medicului să fie Dumnezeu. Ceea ce nu se poate. Deci de aceea trebuie și mai ales, repet, și pe, nu numai pe lege, trebuie să fim atenți și pe normele de aplicare a legii. Pentru că acolo se vor ascunde foarte multe lucruri care obicei. Deci, fac apel către mediatori, către societățile profesionale ale mediatorilor. Eu sper să aveți un colegiu, așa cum este, mă rog, baronul București, cum este Colegiul Medicilor, să existe și o instituție care se referinte organism profesional, care nu am luat atent în momentul cu bine în lege, m-a interesat doar anumite aspecte din lege până acum, am zis în lege. Deci, încă o dată fac apel, haideți, ajutați-ne și pe noi și pe medici să rezolvăm această problemă, să rezolvăm problema pe care trebuie să recunoaștem de atâția ani de zile au făcutat doar asiguratorii din da? Ei și-au luat, nu ne acuzăm, dar ei și-au făcut treaba, asta este treaba, din păcate blocajul s-a aflat între noi pacienți și medici respectiv din instituția medicală. Și încă o dată insist pe atunci și pe cei care reprezintă instituțiile medicale, pentru că sunt implicați și ei sunt obligați să nu trebuie să plătească despăgubiri, iată, avem în cazul în acest sens și trebuie să ținem cont de ele, pentru că avem spitale care au plătit sume importante pacienților despăgubiri. Ce pot să vă mai spun este că noi, asociațiile de pacienți, vreau chiar trebuie să încheiem niște protocoale cu asociațiile profesionale ale mediatorilor și să încercăm să colaborăm, dacă vreți, pentru că vom avea situații, cazuri sociale grave, în care acel pacient nu va putea să acceseze nici serviciile avocatului, nici serviciile mediatorului. Și aici trebuie să găsim niște soluții legale, astfel încât pe anumite cazuri sociale, când pacientul nu are acces să plătească serviciile, să cineva să suporte acele cheltuieli sau mediatorul să încerce să fixeze, eu știu, un tarif mai accesibil pentru aceste categorii. Pentru că trebuie să vă spun că o bună parte dintre cei care sunt, hai să zicem, victimele unor nebunii, implicit a malpraxisului medical, o bună parte dintre ei sunt cazuri sociale, oameni care nu au nici informație, nu au nici educație, nu au nici bani. De aceea,
dumneavoastră veți, pe de o parte, îi veți informa și, pe altă parte, veți echilibra dacă veți această relație între medic și pacient. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos, vă mulțumim că îmi dorește să vă mulțumesc în mod special, doresc să vă mulțumesc de noi în dată. Mulțumim pentru faptul că este alături de noi și felicitări pentru ceea ce face. Dați-mi voie să spun încă o dată faptul că dânsul și Asociația Națională de Protecție a Pacientului reprezintă realmente un ajutor pentru stabilirea normală a relațiilor dintre medic și pacient în România, iar efortul pe care această asociație, președintele, au depus în ultimii ani, este atât de mare și de vizibil prin rezultate pozitive, încât realmente este un exemplu pentru toată lumea. Dacă colegii medicilor din București au fost pentru acolo în activitatea, că au trebuit cam 8 ani de zile să poată ceadă o poziție socială, publică, suficient de bine definită, Asociația Națională a Protecția Pacientului a avut parte de un timp de 3 ori mai scurt pentru a se defini în aceeași poziție importantă de rezolvare a situațiilor multiple, nu numai de conflict, dar multiple pe care pacienții le-au rămâne. Credeți-mă, este o onoare și o plăcere să avem alături ca partener de discuție și practic ca partener de relație în sistemul sanitar. Vă mulțumesc și vă rog. Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru că există vreo sesizare de la Profesia Pacienților la Blanca la București, de tot timpul. Nu. Pentru că am reușit să ținutem pacienții. Vă și v-am scutit în ultimii ani de foarte multe dosare pe care să vă spune. Pentru că am informat pacientul și prin informarea pacientului am evitat acele formalități care trebuie să fie în timp și în chiar este o bucurie, credeți-mă, la câte dosare avem, este chiar un lucru bine făcut de medicii de pacienti. Trebuie să fac activitatea de cei calitativă, pentru că dacă un număr foarte mare de dosare, care, de fapt, doar sunt analizate în lucruri, se constată că nu este vorba de o malpractică. Și atunci munca a fost inutilă. De ce trebuie să ajung acel dosar, să se facă acel efort? Puțin acolo, dosare foarte multe și cred că sunt niște foarte. Și dar cel mai important este că pacientul care avea nevoie de un răspuns corect și care avea dreptul și care chiar era victima unui act de malpraxis, acela trebuie să aștepte ani de zile, că dosare care nu aveau importanță au întârziat soluționarea dosarului. Este o realitate și așa se întâmplă. De aceea, ajutorul dumneavoastră este realmente pe legii și extrem de utilă. Iată de acum mergea și noi. Deci, noi primite de ceva. Ați vorbit din partea medicilor, din partea pacienților, asiguratorii. Vor să ne spuneți pe ceva despre prevederile contractelor de asigurare privind clauzele de malpraxis medical. Întrebările după ce permiteți, domnule doctor, să considerați o confirmare a faptului că medierea este posibilă între medic și pacient, tocmai datorită sprijinului domnului Ban. Și salutăm prezența amândouă aici, a dumneavoastră în calitate de medic și a dumneavoastră în calitate de reprezentant al pacientului. Dumneavoastră a făcut acest medier ad hoc, să le numim așa. Exact. Deci este posibil. Acesta este răspunsul. Dar nu ne putem numi medierea pentru că medierea nu e făcută de specialist. Noi întotdeauna trimitem pacientul la specialist, noi nu facem decât să le informăm. Dar această mișcă a medierii, informarea a avut un rol de mediere, de fapt. Mediere a pacientului.